Bună ziua, doamnelor și domnilor! Primăvara asta este o primăvară ciudată, ploioasă și rece. Și cu toate astea, mușcatele mele sunt deja la a doua înflorire, sunt pline de boboci, iar eu o să vă arăt secretul pentru a păstra, a crește aceste flori minunate, chiar și când condițiile meteo nu sunt atât de propice. Cum bine știți, aceasta este o floare mare, iubitoare de soare, nu prea mult apă și cu toate astea au înflorit foarte frumos deja de 2 ori și cum vedeți, sunt pline de boboci. Haideți să vă arăt secretul meu. Secretul nu e mare secret. Data trecută v-am prezentat un îngrășământ bio pentru legumele dumneavoastră. Pentru flori, în schimb, vom folosi un îngrășământ bio tot pe bază de drojdie, dar mult mai puțin și poate fi folosit imediat. Acest pachetel are 50 de grame, din el nu îmi trebuie decât 10 grame, este marcat, deci puteți să-l tăiați foarte ușor. 10 grame de drojdie, la care adăugăm o linguriță de zahăr, numai o linguriță de zahăr. Și tot ce am pus aici vom dizolva cu 1 litru de apă. Dizolvăm cu 1 litru de apă și vom lăsa 10-15 minute ca să se topească toată drojdia și să se producă o reacție între drojdie, zahăr și apă binecunoscută pe care o știți. Dar nu avem nevoie decât de exact 10-15 minute să o lăsăm să se odihnească. Dacă aveți flori mai multe, atunci dublați, triplați cantitatea. Deci 10 grame de drojdie, o linguriță de zahăr, 1 litru de apă, dizolvați și lăsați 10-15 minute să se odihnească. Au trecut 15 minute, iar eu, cu această soluție, am săut floarea și această operație se poate repeta o dată la 10 zile. Garantat, veți avea flori frumoase, viguroase și încărcate de flori colorate tot anul. Puteți să o folosiți la absolut toate florile pe care le aveți. Și vă veți bucura de o grădină sau un balcon înflorit. O zi bună să aveți, doamnelor și domnilor!